Deci de-aia spun că ce s-a întâmplat în perioada comunistă, nu poți să iei care pe, pentru că obiectivul lui Ceaușescu, de exemplu, și cu decretul ăla, cu interzicerea avorturilor, n-a fost că era el pro-life, cum e Putin, sau că aceeași situație și la Putin. Efectiv, România avea nevoie de forță de muncă. Pentru el a fost o decizie rațională. Atunci a spus, domnule, avem nevoie de oameni care să ducă la, pun la cer obiectivele socialiste și aici suntem. Ori astăzi, când ne uităm la aceasta, ne uităm dintr-o cu o altă perspectivă. Da, într-adevăr este o problemă. Din acest motiv spun că nu poți să lași pe umerii unei singure familii sau unei, mai ales mame singure, o situație de genul acesta. Ori aici e rolul statului să vină să spună. De exemplu, o presiune imensă care există, sau să o știu din povestile pe care am avut, o presiune imensă care există pe fetele care rămân însărcinate și nu căsătorite, e presiunea familiei. Ne faci de rușine, necutare, necutare. Bun, ce faci în situația asta? Există după aia chestiunea economică. Iarăși. Nu e de rușine. Este auziți, de faptul că nu te mai primește la școală. Deci dacă e rămâi gravid la liceu, nu, mai, nu mai poți să mergi decât la seral. Nu mai poți să mergi la zi cu burta la gură, da? Nu mai poți să dai bacalaureatul. Nu dai bacalaureatul, nu poți să te duci să-ți continui studiile. Bun, da, deja deci viața ta este... Stați puțin, deja vorbiți de copii, de fete de 17. De da. Nu, eu mă gândeam după 18 ani, că dacă vorbim de la 15 la 17 ani, da... Dar sunt situații și atunci... Situații, deci nu e, eu nu cred că sunt atât de dese ca alea cu incestul și... Eu personal am avut fete pe vremea lui Ceaușescu și acum pot să spun că nu mă ia nimeni. Deci eram profesoară și aveam la meditații fete cu părinți în structuri, da? Și m-a zis, am rămas gravidă, era în clasa 12-a. Am ajutat-o să facă avort. Pentru că erau copil de 10... Știți cum e? Fac hormonii la 18 ani, bzz, bzz, bzz. Da. Tata era de-asta cu funcții, da? Și am avut fete pe care le-am ajutat și care acum sunt, au 50 de ani, 40 de ani, sunt în putere de muncă, au mers la... Ce se întâmplă dacă făcea copil? Viața ei era terminată. Stați puțin, asta se numește istoria contrafactuală. Ce s-ar fi întâmplat dacă? N-aveți de unde să știți. Ba, da. Deci, nu, un puteți copil... presupune, nu aveți de unde să vreți știți, puteți presupune. Matematic vorbind. Nu e, viața nu este matematică. Da. Pentru că matematic, la ora actuală, suntem prea mulți pe planetă, da? Da. Și o să treptat după... Nu susțin, nu, ideea aceasta că suntem prea mulți pe planetă nu e adevărat. Nu, am înțeles, nu era... Da, ce nu fi prea puțin. Suntem prea mulți pentru că este legea, deci resursele sunt limitate. Oamenii, viața implică cheltuieli de resurse. Punct. Că vreau să mai atingem neapărat un aspect al acestei chestiuni. Fii atent, Chris Terheș. Îmi pare rău că n-am reușit să intrăm în legătură, dar e prins într-un proces cu avocat. Ce se întâmplă? Nu, o să intre, am înțeles, Andilezescu, dar aș fi vrut să intrăm în legătură directă, am citit un punct de vedere foarte interesant și sunt mai multe pe tema asta, de fapt, al unei doamne Claudia Postelincescu, pe care vreau să o și invităm o dată în podcastul evenimentului zilei, dar acum e într-un proces la Ploiești. Mă rog, ideea e așa. Doamna susține următorul lucru. Este dreptul femeii de a decide în legătură cu propriul ei trup. Prin urmare, așa cum noi decidem la un moment dat, dau un exemplu banalizând lucrurile, dar intenționat fac asta ca să înțelegem, că vrem un tatuaj, că vrem un piercing, că vrem un ceva așa mai departe, orice om are dreptul de a decide cu propriul trup. Și în condițiile acestea, spune, ar trebui să fie dreptul unei femei să decidă dacă vrea să păstreze un copil care este la momentul conceperii lui în trupul ei, după momentul conceperii lui în trupul ei, și ea să aibă dreptul să decidă dacă păstrează acel copil sau nu îl păstrează. Deja aveți o contradicție aici în ceea ce spuneți. Ia ziceți. Că una este să ai dreptul de a decide cu privire la propriul tău corp și nimeni nu contestă asta. Și deja a doua parte din fraza respectivă este să decide cu privire la un copil care e în corpul ei. Păi deja copilul ăla e alt corp, e alt trup, e alt ADN. E altă inimă, e alt creier, e altă ființă umană. De când începe? De când? Păi de când? De la momentul concepției, că de acolo nu poate începe, că nu poate începe de la jumate. La fel cum nu poți să spui despre o femeie că e numai un pic gravidă, la fel și aici. Până la, ai dreptul să faci avort, întrebarea, până la cât? 14 săptămâni cât e? Nu un pic, aia e altă chestiune. Dacă întrebarea este, dacă întrebarea este de unde începe viața, în condiția asta, clar nu poate începe decât de la momentul concepției.
Că după aia discutăm, noi ca societate, cum a spus și Curtea Supremă, de la ce vârstă, de la ce perioadă încolo, poți admite, nu poți admite, aia e altă chestiune. Dar când vorbim despre de unde începe viața, păi nu vă supăra, sunt anumite definiții în lumea asta care sunt categorice, la fel cum este diferența dintre un bărbat și o femeie. Dar s-a întâmplat în cazul candidaturii uneia dintre judecătoarele la Curtea Supremă, întrebată fiind în Senatul American care e definiția femeii, a spus că n-are o definiție a femeii, nu știe ce înseamnă femeia, dar aia decide. Păi la fel e și cu viața. Dacă te întreabă cineva de unde începe viața, cum poți să vii să spui că nu știi? Pentru că vorbeam despre avort. Există late term abortion, se numește în America, avort în ultimul moment, scotea copilul din femeie, îi lăsa capul în femeie și cu o forfecă venea și secționa, de exemplu, și la spinării. Și copilul murea și îl scotea mort, că nu era scos complet. Acum eu vă întreb, noi ca societate, de exemplu, dacă admitem și vorbind, ăsta este un drept a cuiva, ne-am țăcănit cu toții. Uitați-vă ce înseamnă o astfel de procedură. Eu vă spun, femeie care au făcut avort vin la stăvadă după 50 de ani și vin cu niște remurcări de conștiință, pentru că merg pe stradă și văd o mamă cu un copil mic și mereu să gândesc că ăsta putea fi copilul meu. Și nimeni nu vorbește despre chestiunile astea, că se reșit doar preoții când vin femeile la spovadă. De-aia spun că nu poți arunca genul acesta de responsabilitate doar pe umerii unei fete tinere și să spui, bă, descurcă-te, nu ți-ai ținut picioarele închise, faci ce vrei. Nu e așa. Pentru că e rolul societății. Dom'le, dacă cineva are nevoie de ajutor, că de-aia suntem în lumea asta, nu trăim fiecare sălbatici de unul singur. Trebuie să ne gândim și la cel de lângă noi. Și aici e rolul bisericii, aici e rolul ONG-urilor, e rolul statului să vină ce să spună. De exemplu, au fost situații în America, uite cum a fost California, unde s-a spus așa. De la 12-13 ani, li se permitea fetelor să facă avort fără consimțământul părinților. Că a fost o întreagă discuție pe tema asta. O aberație. Mai mult, au venit cei care au fost pentru viață să spun și au zis, domnule, duceți-le pe fete, măcar să facă un ultrasound, să se audă, bătăile inimă, să nu știu ce. Nu, că zice, le influențează alegerea. Păi de ce? Tocmai asta-i. Lasă-le pe fete, dă-le aceste alternative ca să poată să facă o alegere. Și deja există, că vorbeam de situația din Statele Unite, un întreg curent, unde fete tinere, cum v-am spus, păstrează copiii și îi dau în adopție la diverse familii care nu-și permit sau nu pot să aibă copii, ulterior, după ce le naști, în felul ăsta... Asta se numește trafic. Asta se numește... Copilul trebuie să crească... Deci, sunteți preot. În momentul concepției este și prezența divină, prezența lui Dumnezeu, a tatălui și a mamei care procrează împreună, da? În momentul în care eu promovez adopțiile, automat copilul ăla nu pierde legătura divină cu ei, mama nu pierde, și domnul, mama și tatăl. Atunci l-o omorâți, nu? Vă rog. Ei, da? Sugrumați. Eu sunt împotriva. Deci, împotriva, lasă să facă copii și să-i dea spre adopție. Auziți, adopția este și în Biblie, dacă îi pun acolo. Iisus însuși a fost adoptat de Iosif. Deci dacă până acolo. Nu există. Deci nu, natura divină a lui Iisus, vă rog, nu amestecați cu discuțiile noastre despre Dar e și natura umană, că sunt două naturi în Iisus. Da, deci, nu, deci să revenim. Este vorba despre dreptul femeii, deci eu sunt purtătoare. Dumneavoastră nu puteți să faceți, că n-aveți utere. Nu că s-a schimbat acum, aveți grijă că s-a sărăște. Am făcut atoiu, dați-mi voie să cred că în lumina noilor învățături neomarxiste și noi bărbații vom putea face... De asta nu se mai face anatomie în clasa 8-a și a 12-a, cum se făcea pe vreme. Poți face copii, dacă eu vreau să mă declar mâine femeie, ce aveți cu mine? Dar n-aveți utere. Nu se știe. N-aveți utere. Dar nu contează, că nu mai trebuie să aibă. N-au zis că aia n-a știut care era candidată la Curtea Supremă dacă. Nu amestecat femeii. Politica cu problemele astea. Deci eu, păi de asta femeie... Puțin, că există rezolvări politice la toate astea, nu? Păi da. Atâta timp cât sunt rezolvări penii. Legislative, astea sunt politice. Apropo de lumea în care îmi pare rău că am adus pe lume un copil. Deci, încă o dată, pe ce trebuie să vorbim? Deci, femeia, zicea doamna judecător că are dreptul și ce. Da, dar în momentul în care te culci cu un bărbat... Îți asumă responsabilitatea să rămâi gravid. Poți să alegi. Poți să alegi să folosești metode contraceptive. Deci, responsabilitatea femeii începe în momentul în care participă la actul sexual. E o responsabilitate care are niște consecințe. A, după aia,
Deci aici, încă o dată vorbim despre drepturi și responsabilități. În momentul în care te culci cu un bărbat și îți face plăcere, că Dumnezeu a dat plăcere ca să putem să ne mulțim pe pământ, da? Îți asumi o responsabilitate. Nu poți să urli după aia, am dreptul la avort, că e dreptul meu. Dar unde a fost responsabilitatea ta când te-ai culcat cu bărbatul ăla?